Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Invitatul meu de astăzi este domnul Varujan Vozganian. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Bine ați revenit, de fapt, la Proces Verbal. Ați fost prezent, domnule Vozganian, și la Văleni, în județul Prahova, la Universitatea Nicolae Iorga. Este vară și chiar aș dori, de fapt, să lăsăm deocamdată politica pe mai târziu, să vorbim puțin despre primele impresii. Cum vi s-a părut? Este o universitate, un eveniment care capătă din ce în ce mai importantă în contextul cultural al României și de la an la an devine din ce în ce mai vizibilă. Care sunt primele impresii? Este un centru frumos, cu o sală splendidă și locul este foarte primitor, dar motivul pentru care am fost eu la Văleni este unul de natură simbolică. După mai bine de 8 decenii, armenii se reîntorc la Văleni. Trebuie să știți că pe vremea când Nicolae Iorga patrona Universitatea Populară, armenilor li se dedica în fiecare an o zi în care veneau de peste tot din țară cu echipe de dansuri, cu coruri, cu conferințe și unele conferințe ținute de personalități culturale ale vremii, cum ar fi de pildă Cricor Zambaccian, colecționarul de artă, sau Vlad Bănățeanu, marele armenolog. Ei erau primiți de Nicolae Iorga și Nicolae Iorga nu doar că îi primea ca anfitrion, dar îi urma și mergea să vadă corturile cercetașilor armeni care se așezau la marginea orașului, se întreținea cu artiștii armeni și la rândul lui dădea mesaje pentru armeni. Trebuie să știți că Iorga a fost un mare prieten al armenilor. Există tot felul de întâmplări legate, anecdote legate de acele vremuri, fotografii splendide în care Iorga este înconjurat de armeni, iar noi dorim să refacem această tradiție. Astăzi am solicitat Direcției Județene de Cultură și Muzeului de Artă să refacem tradiția și la Universitatea Populară, la conferințele acestea, să existe o parte dedicată relației lui Nicolae Iorga cu armenii, cu spațiul oriental bizantin, care să fie sub parteneriatul Centrului Cultural și al Uniunii Armenilor din România. Am făcut și o mică donație de carte Nicolae Iorga și armenii sau amintiri despre vizitele armenilor la Văleni și sperăm să fie un parteneriat în care anual să fie dedicate 2-4 ore aceste relații speciale. Aveți și o fotografie rară, o imagine rară, dacă sunt colegii pregătiți. Este o imagine splendidă. 1938, Nicolae Iorga fotografiat cu delegația armenilor care au venit la Universitatea Populară. Vedeți în primul rând lângă Nicolae Iorga pe Grigore Trancu Iași, care a fost primul președinte de onoare al Uniunii Armenilor și ministrul muncii. El a făcut prima legislație modernă a muncii din România după primul război, iar lângă el este Agop Girolian Siruni, un mare cărturar, prieten cu Iorga și care, după al doilea război mondial, a fost președintele de onoare al Asociației de Orientalistică. Interesant este că în spatele lor sunt doi copii de 7-8 ani. Noi poza asta am trimis-o peste tot în lume și am întrebat, oare știți? Are cineva informații în legătură cu acești copii? Și am primit răspunsul de la Paris. La Paris trăiau amândoi, pe vremea aceea aveau aproape 90 de ani. Unul dintre ei, cel din imediata apropiere a lui Iorga, Anuș Cârmâzian, era un om de afaceri și un binefăcător al comunităților armeni, inclusiv al armenilor din România, iar celălalt, Zadig Muradian, a fost director observatorului astronomic din Paris, un savant, membru marcant al lumii academice românești și franceze. Iată, dar această fotografie ne obligă și la anul vom fi, sper, mai mulți aici la universitate și vom vorbi despre această relație care nu este doar între Iorga și armeni, este în poporul armen, între poporul român și poporul armean. Rar un popor în această lume care a întins o mână armenilor atunci când ei au fost la necas. Și închei spunând că armenii nu o să uite niciodată că România a fost primul stat care a recunoscut tânărul stat armean în 1991 după referendumul pentru independență. România a semnat în decembrie 1991 deschiderea relațiilor diplomatice, a fost prima țară din afara spațiului sovietic care a făcut acest lucru.
Spuneți-mi, vă rog, domnule, ați atins un subiect extrem de important. De ce România nu mai, de ce nu mai suntem uniți? De ce nu mai suntem un mare popor? Trăim în aceeași casă. E o metaforă mea care mi-a plăcut foarte mult. Noi avem o locuință, e nezugrăvită, ne curge apa, ne plouă, s-au spart geamurile, nici nu locuim, nici nu ne înțelegem cu vecii și așa mai departe. De ce nu avem grijă de țara noastră? Unde s-au pierdut din punctul nostru de vedere? Domnule președinte, care sunt principalele argumente? Fiindcă, uitați, am văzut acea fotografie. E veche de cât de 80 de ani. Mai bine de 80 de ani. Sunt puțini ani raportați la istorie. De ce nu învățăm? Da. De ce nu găsim acele instrumente prin care să aflăm că români au studiat la, și aflăm tot felul de lucruri, nu vreau să dau cu nume și prenume, dar ne sunt promovate tot felul de lucruri care nu ne sunt utile, ne cunoaștem nici mai puțin istoria, nu mai avem repere. Acesta este un subiect foarte important și care lasă urme adânci. Întâi să mai spun ceva legat de Văleni. Știți că universitatea aceasta populară a început în 1908. Nicolae Iorga a deschis-o pentru a invita românii din ținuturile încă sub dominație străină. El a lansat atunci un mesaj către românii din Ardeal, către românii din Bucovina, să participe la aceste conferințe. Era o tentativă de a apropia și de a înfrăți pe români. Și asta a fost efigia acestei universități în toată perioada interbelică. De aceea vă spun, aici în Prahova și la Văleni aveți o mare responsabilitate să refaceți această tradiție și să ajutați la insuflarea sentimentului de solidaritate. Mă întrebați cum s-a întâmplat. Citesc că cărțile vremii, jurnalele vremii și observ un lucru, că cei care vorbeau despre patriotism erau mai ales reprezentanții elitei. Au fost chiar școli de gândire, școli literare, cum a fost de pildă chiar cea condusă Nicolae Iorga, Osemănătorismul, Viața Românească. Nu mai vorbesc de textele lui Mihai Eminescu. Pe vremea aceea, cei care ca tine făceau presă se numeau Mihai Eminescu sau Ion Luca Caragiale, oameni care, până când Caragiale a fost ușor dezamăgit, insuflau sentimentul patriotic. S-a întâmplat că după 1945 cultura n-a mai fost parte a zonei politice. Dimpotrivă, politicul a disprețuit cultura, a umilit-o, ba chiar a încercat să o folosească ca un instrument al autorității. Și încetul cu încetul s-a întâmplat un lucru paradoxal. Pe de o parte, conducerea centrală încerca să arboreze un patriotism pe care îl opunea chiar și expansionismului sovietic, îl opunea tuturor tentativelor de a combate protocronismul. Noi eram cei mai buni în toate, îi bătusem măr pe turci, deși le-a plătit tribut sute de ani. Dar, în mod paradoxal, această atitudine a administrației, care s-a asociat cu alte acțiuni de propagandă deșanțată, au îndepărtat pe români de sentimentul patriotic. Astfel încât în 1990, când patriotismul s-a refăcut, el s-a refăcut, după părerea mea, într-un mod demagogic, sub forma nostalgiei comuniste, pentru că observați toate partidele acestea, că era PRM, că era PUNR, că era Vatra Românească, toate acestea evocau registre ale comunismului. Astfel, pentru oamenii după 90, a fi patriot a devenit stânjenitor. A fi patriot însemna să fii nostalgic. Și această amprentă, din păcate, s-a păstrat până astăzi. Patriotismul n-a ieșit încă din zona aceasta în care nu să te bați cu pumnii în piept, ci în lăuntru pieptului să fii patriot. Și, din păcate, el a contaminat întreaga clasă politică. Astăzi, sentimentul meu este că patriotismul nu mai este virtutea cea mai însemnată a izbânzilor politice.
cerul nostru nu are o stea în Nordului. Și noi, așa cum foarte bine ai spus, nu avem o busolă. Pentru că problema noastră de astăzi nu este că suntem morali sau imorali, ci că suntem amorali. Adică nu mai există repere la care să raportezi imoralitatea dacă ea există, sau moralitatea să o proslăvești dacă ea există. Patriotismul trebuie recuperat. Și recuperarea patriotismului nu se face prin lozinci. Se face printr-un câmp larg în care cel mai important și cel mai important lucru este ca România să fie o țară convexă, să aibă centru de greutate în lăuntru său. Fie că e vorba de centru de greutate economic, în care sectoare strategice trebuie să fie, să fie, aibă componenta firmelor românești. Astăzi, 90% din sistemul bancar, 90% din asigurări, 90% din metalurgie, 90% din IT și așa mai departe, sunt aparțin firmelor străine, care sunt foarte bune că, bine că au venit. Dar la fiecare semn de criză, mai aproape dinții decât părinții, ei se întorc și își protejează capitalul de la el de acasă. Deci primul lucru este că trebuie să aducem zona economică către capitalul românesc și către lărgirea lanțurilor valorice. Al doilea lucru este că trebuie să avem propria politică externă, propria diplomație în mod real. Pentru că noi astăzi suntem ecoul unor voci din străinătate. Noi nu suntem o voce. Noi nu, observați că noi nu contrazicem pe nimeni. Noi contrazicem pe alții când ai noștri îi contrazic. Noi suntem partea corului, noi nu suntem soliști. În Sinfonia Noua, știți că există un cor teribil, dar e un solist, tenorul, unul singur, care pentru că are o partitură diferită, se aude distinct. În România nu contrazice niciodată pe nimeni. E ca și cum ai scrie cu cerneală albă pe o coală albă sau cu centrală neagră pe o coală neagră. România este anonimă în exterior, nu are personalitate. Asta este al doilea lucru. Și al treilea lucru, extrem de important, este că economicul și politicul trebuie să aibă la rândul lor un veșmânt cultural, fără de care nu putem vorbi de patriotism. Pentru că, dragul meu și dragi telespectatori, noi probabil că nu o să facem multă vreme de aici înainte rulbenți ca suedezi sau mașini ca nemți. Dar credeți-mă, cultură românească ca românii nu face nimeni pe lumea asta. În ce privește cultura română, avem un ascendent în fața întregii lumi și trebuie să facem cultură românească. Dar cum să faci cultură românească? Când cred că cea mai importantă întrebare, cum? Îți spun cum nu trebuie. Institutul Cultural Român, anul ăsta, are un fond pentru promovarea literaturii române în străinătate de 150.000 de euro. Ca să înțeleagă telespectatorii care e nivelul acestei sume, care de la dosoftei și până la fracturiștii secolului 20 trebuie să propage literatura română, trebuie să vă spun că este egală cu salariul președintelui Agenției Naționale de Reglementare a Energiei sau președintele Autorității de Supraveghere Financiară sau președintele Hidroelectrica. Deci președintele Hidroelectrica primește pe an un salariu egal cu suma pe care România o alocă promovării literaturii române. Cam asta este ceea ce noi dorim să arătăm străinătății. Despre ce vorbim? Nepăsare, amatorism, pur și simplu, dar astea sunt singurele variante. Despre ce vorbim? Uite, nu știu dacă noi ne-am născut creștini. E frumos să ne gândim la asta și în orice caz e o responsabilitate morală să spui că izvorul sângelui nostru este creștin. Dar un lucru e cert. Politica românească s-a născut din cultură. Dacă te duci într-un liceu, în laboratorul de literatură și în laboratorul de istorie, ai să vezi cam aceleași figuri. Ce ar fi politica românească fără Titu Maiorescu, fără de la Vrancea, fără Duiliu Zamfirescu, fără Pepe Carp, fără Xenopol, fără Spiru Haret, fără și atât alții. Dacă te duci la Ministerul de Externe, există acolo un muzeu al scriitorilor diplomați, unde de la Alexandrin și Ghica până la Blaga și Mircea Eliade găsești manuscrise, raportări diplomatice. Deci cultura românească a fost făcută de oameni de cultură atunci când noi am cu politică mare. Din păcate, a existat un reviriment în anii 90 în privința asta, adică oamenii de cultură au crezut că noua lume care trebuie creată este un eveniment cultural. Și ei n-au greșit. Într-adevăr, tranziția în esența ei nu este nici politică, nici economică, ci culturală, pentru că tranziția se va termina în forma asta la nivelul mentalităților. Ei bine, încetul cu încetul,
Și trebuie să spun că mai toți mari oameni de cultură români s-au implicat în anii 90 în politică sau în dimensiunea civică. Eu am avut colegi în Parlament, pe Ștefan Augustin Doinaș, pe Alecu Paleologu, pe Nicolae Cajal, pe academician Caius Iacob, pe Laurențiu Ulici, pe Nicolae Manolescu, atâtea personalități de la care aveai ce învăța. Încetul cu încetul ei s-au retras. Și, din păcate, există o falie între politic și cultură. Să spun ceva, nu trebuie neapărat să fii creator de cultură. S-a dovedit că nu întotdeauna cei care creează literatură, muzică, sunt și foarte buni administratori sau oameni politici. Noi am avut în cultură personalități splendide, am avut pe Ludovic Spis, ministru, am avut pe Sorescu, pe pictorul Nicolae Mărginean, pe Ion Caramitru, care chiar a fost un ministru bun, dar cred că trebuie în politică să existe nu oameni creatori de cultură, ci oameni consumatori de cultură. Mi-aș dori ca în politică să fie oameni la care înălțimea cărților pe care le-au citit să fie mai mare decât înălțimea scaunului pe care stau. Și cred în continuare că recuperarea politicului se va face prin cultură. Când astfel de oameni, care atunci când nu știu, nu inventează, ci deschid o carte și au smerenia de a întreba, cred că astfel de oameni trebuie să conducă România, nu oameni care își iau bacalaureatul după ce au terminat facultate. În paranteză vă întreb, că m-ați provocat, stătea mingii la fileu, încerc să lovesc câte reușesc. Spuneți-mi, vă rog, de ce cei mai mulți, nu generalizez, cei mai mulți tineri nu mai citesc și nu numai din România? Cum vedeți viitorul omenirii? Fiindcă, de fapt, cu tehnologia care manipulează, care îți dă ceea ce vrei să vezi și așa mai departe, dar care nu te ajută, care nu-ți dezvoltă, nimic nu-ți dezvoltă, decât ești acolo, parte din marea manipulare. Cum vedeți peste 15, 20, 25 de ani lumea? Uite, întâi în legătură cu relația omului cu cartea. În privința asta, eu cred că suntem ca într-un coral de Johann Sebastian Bach. Coralul, într-un fel, curge, dar într-un fel are un miez neschimbător. Așa și cu relația asta. Relația dintre om și carte va continua. Întrebarea este ce vom înțelege prin carte. Au existat tăblițele de la Ninive. Au existat papirusurile egiptene, manuscrisele de la Marea Moartă, incunabul Evului Mediu, cărțile lui Gutenberg, e-book-urile. De fiecare dată, relația omului cu cartea s-a schimbat. Nu uitați, pe vremea manuscriselor, dacă aveai în bibliotecă 1000 de manuscrise, era o bibliotecă mare. Omul citește în continuare. Numai că adesea el citește Google și nu Shakespeare. Shakespeare îți dă o viziune despre lume. Google îți dă informații. Problema este că trebuie să ai tihna și înțelepciunea de a transforma informația în cultură. Problema nu este că oamenii nu citesc. Problema este că citirea aceasta nu se mai face în modul de comunicare în care se făcea înainte. Oamenii sunt mai grăbiți acum. Și pericolul, sunt tot felul de studii. Eu am scris un roman, am vorbit cu colegii mei de aici, de la ALDE, să mă ajute să-l prezint. Se cheamă Patimile după Gödel. Gödel a spus că nu poți ști că e un cerc decât dacă ești un punct în afara cercului. Și de aceea oamenii au creat pe Dumnezeu pentru că nu au putut să explice lumea. Dar în Patimile după Gödel, eu explic că acest proces de citire continuă. Mai cu oamenii nu mai citesc rând cu rând, citesc în spirală. Oamenii preferă când citesc să nu facă șiruri de cuvinte, ci cuvinte și imagini. Imaginea să devină la rândul său cuvânt și așa mai departe. Deci eu mă zic, numai că. Și aici vine răspunsul la prima și la întrebarea pe care ai pus-o. Ce se va întâmpla? Eu cred că provocarea cea mai mare este că oamenii trebuie să-și păstreze unicitatea și spațiul intim. Tot ce se întâmplă, rețelele de socializare, circulația mărfurilor, persoanelor și capitalurilor, destrămarea frontierelor culturale, globalizarea, sunt menite să atace unicitatea ființei și să ne uniformizeze. Toate formulele astea care încep cu transumanismul și toate tentativele de a pune sub semnul ambiguității numele, sexul, religia și așa mai departe, sunt menite să afecteze
diferențele dintre oameni, care ele sunt cele care creează punți de legătură. Și ce șanse avem în fața acestor elefanți, să spun așa? Fiindcă, de fapt, vorbim despre niște mașinării, despre niște instrumente extrem de puternice, extrem de eficiente. Mai sunt seminarii, mai există aceste dialoguri între dumneavoastră și alții, și alți oameni, da? Sesizăm, dar vorbim despre mulțime, în final. Observați, apar tot fel de mutații. Înainte, în România, exista o singură televiziune. Da. Știți câte televiziuni există astăzi în România? Nu o să vă vină să credeți. Există aproape 7 milioane de televiziuni. Pentru că fiecare om care are un Facebook este editor de televiziune. Facebook-ul acela funcționează ca o televiziune. El are emisiuni, el editează programe. Și un potențial de 7 milioane de ziariști. Da. Ceea ce arată că există un exces de comunicare care, de fapt, e o lipsă de comunicare. Adevărata comunicare e cea din scrisorile din nopțile albe lui Dostoevski. Aceea e adevărata comunicare. În care scrie astăzi o scrisoare și te gândeai peste 3 zile când cel care o primește la ce se va gândi. Deci, dumneavoastră mă întrebați cum ar putea omenirea să prevină acest minoritatea să se lupte minoritatea cu aceste instrumente universale? Bă, e o întrebare, cred că retorică. Nu-mi dau seama dacă ar fi bine să... Chiar sunt curios dacă aveți un răspuns. Singurul răspuns pe care pot să vi-l dau este legat de rezistența personală, pentru că la nivelul statelor se încurajează această uniformizare, se încurajează inducerea unei stări de neliniște în oameni și egalizarea, uniformizarea, digitalizarea și standardizarea ființei umane, pentru că astfel oamenii sunt mai ușor de condus. Tot ce pot să vă spun este încrederea pe care o am în spațiul civic și în capacitatea oamenilor de a rezista. Te întreb ceva, Bogdan. Știi cumva de cineva care în perioada comunistă a vorbit de postcomunism? Eu îți spun că nu. Nici chiar oameni ca precum Constantin Noica, școala de la Păltiniș, Dumitru Stăniloae sau alții, ei aveau sentimentul că va fi veșnic comunism. Nimeni nu era pregătit pentru ce o să se întâmple după. Noi n-am fost educați să fim liberi, dar noi trăiam sub această stare fatală, că am intrat într-o epocă din care nu vom mai ieși niciodată. Pot să spun chiar că nici filozofii străini nu erau pregătiți, nici măcar ei nu vorbeau despre postcomunism. Faptul că suntem în postcomunism arată că n-am fost în comunism. Pentru că adevăratul comunism nu mai are postcomunism. Ei bine, n-am fost pregătiți. Dar ce vreau să spun cu asta? Că fatalismul ăsta nu e potrivit. Pentru că omenirea își generează ca o secreție endocrină până la urmă soluțiile. Știi cum e omenirea asta? Pe măsură ce se lecuiește, se vatămă. De aceea vor apărea și reacții la asta. A fost, după ce a terminat cu comunismul, a apărut Fukuyama, care a vorbit despre sfârșitul istoriei. A spus gata! Gata, nu mai avem cortina de fier, țările estice merg către democrație, liberalismul a învins. Pe bune, acum suntem în situația în care să punem tot mai mult la îndoială victoria liberalismului, care începe să încolțească sub o formulă care i-am spus iliberalism, deși o profanare a literei I din matematică, care nu-i deloc ceva care să fie rău, și care spun că a început să încolțească iliberalismul, a început să încolțească corectiunea politică, care și ea e îndreptată împotriva liberalismului. Eu cred că omenirea așa va fi tot timpul. Pe măsură ce se va lecui, se va vătuma. Vor apărea molimi, vor apărea reacții la molimi și manifest speranța că un om nu poate să fie în același timp beneficiarul condiției umane și să fie în același timp o mașinărie standardizată. Vor rezista și de unii și de alții. Deci credeți problema, că organismul acesta mare și problema, știi care va fi? Problema știi care va fi? Va fi cea pe care Aldous Huxley a prevăzut-o în Brave New World, în care cei care se simțeau liberi erau persecutați și în afara zidurilor, iar cei care erau uniformizați erau în lăuntru zidurilor. Nu trebuie să lăsăm ca politicul să fie acaparat de cei care vor să ne uniformizeze.
Apropo de, mai au trecut timpul foarte repede, mai avem doar 20, doar, mă rog, mai a trecut jumătate de emisiune. Spuneți-mi, vă rog, domnule Văzganian, apropo de iliberalism, de liberalism, dreapta a mai fost fără Mițat. Aș dori o opinie despre clasa politică, cum vedeți și șicherul politic la ora actuală, cu precădere zona de dreapta. S-a făcut într-un final apoteotic această grosă coalițion, vorba domnului Rareș Bogdan, sau domnului Angela Merkel, de fapt, stânga cu dreapta. S-a spus pentru binele României, nu avem pericolul militar, avem criză sanitară, economică, energetică, sunt prea multe războaie. Cum ați catalogat ca om de dreapta cu ștate vechi ceea ce se întâmplă în această zonă politică? Întâi să vă spun de ce sunt eu de dreapta. Pentru că eu cred că nu pot să schimb ceva decât dacă ai de parte la tradiția. Eu am ceva de adevărat. Eu am fost educat de bunicii și de părinții mei în respect față de trecut. Poate nu, poate și pentru că sunt armean, dar nu numai pentru că sunt armean, pentru că în politică eu sunt român și, cum spuneam astăzi la Văleni, dacă în România spun că sunt armean, în afară României eu reprezint România, în afară României sunt din calea afară de român, deci pot să vorbesc ca român dintr-o comunitate rădăcinată aici. Eu cred că nicio schimbare nu poate să fie reală fără să fie organică. Orice tentativă de rupere, orice breaking news, merge la dumneavoastră la televiziune, dar nu merge în realitate. Pentru că tentativa de rupere, de fracturare, te duce înapoi în partea neagră a trecutului. Nu te duce către viitor. De aceea sunt eu de dreapta și mai sunt de dreapta pentru că eu cred în unicitatea și autenticitatea ființei umane. Și nu sunt de acord deloc cu corectitudinea politică. Am lansat în 1998 Manifestul Dreptei din România, că mulți spuneam că suntem legionari pentru că facem asta. Astăzi e o modă să fii de dreapta. Cei care fac modă din asta au abandonat principiile dreptei. Ce avem noi acum, de pildă Partidul Național Liberal, nu vreau să jignesc pe nimeni, și eu am fost membru în Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal este un partid globalist, este un partid care nu reprezintă interesele acestei națiuni și asta se vede limpede în modul în care s-a gestionat pandemia, s-a promovat inflația și se gestionează criza energetică. Este un partid care nu reprezintă... Spuneți că nu are, că acel național, din Partidul Național Liberal, nu are, de fapt, nu este reflectată în realitate, în ceea ce face PNL-ul. Dreapta are rădăcini. Stânga și închipuie care aripi. Dar dreapta are rădăcini. Și rădăcini nu pot fi decât în pământ și nu pot fi decât în pământul din care te-ai născut. Noi cumpărăm gazul pe care ni-l oferă pământul românesc, ca și cum l-am cumpărat din Arabia Saudită, de pildă. Noi avem, în ceea ce privește abordarea pandemiei, o viziune cu totul stranie. Ne-am umplut de vaccinuri, deși nu aveam nevoie de ele. Am făcut lockdown, deși nu aveam nevoie să facem asta. Amatorii sau interese? Uite, am să spun ceva. Eu nu cred în catastrofele în care cineva câștigă. Atunci când a fost cutremurul din 4 martie, a fost o catastrofă. N-a câștigat nimeni, n-a vândut nimeni covrigi calzi în momentul în care s-au prăbușit casele care sunt ca să le vândă la administrație. Toți am suferit. În schimb, atunci când ai o pandemie și spui că e o catastrofă, dar sistemele bancare au cele mai mari câștiguri din creșterea uriașă a creditelor, când industria farma, da? Când IT, tehnologia înaltă, rețelele de socializare au câștiguri uriașe, când fondurile de investiții care speculează pe bursă au câștiguri foarte mari, atunci îmi pun o mare întrebare, dacă nu cumva pandemia, în modul în care a fost gestionată politica sanitară, a fost un uriaș fenomen speculativ în plan mondial, pentru că cifrele arată că acolo unde lumea s-a vaccinat mai puțin au fost mai puține cazuri. Nu vreau să deschid acum discuția asta legată de vaccinul. Eu nu m-am vaccinat, dar mă rog, n-am oprit pe nimeni să se vaccineze. Dar faptul că România, atunci când aveau doar câteva sute de cazuri de îmbolnăvire și câteva decese pe zi,
au făcut lockdown-ul și au bătut joc de bătrâni și am pierdut 10 miliarde de euro în două luni. Au spus că la sfaturile, la sugestiile specialiștilor. Da, da. La sugestiile specialiștilor din străinătate care aveau reprezentanții ai OMS-ului în țară care au cântat în strunceul din străinătate. A fost o imensă greșeală. Și modul în care a fost gestionată ca umilirea oamenilor și ca modul a fost gestionat economic. Pentru că oamenii n-au mai muncit, dar li s-au dat leafă. Firmelor care n-au mai putut să-și deruleze afaceri, li s-au dat bani. Banii ăștia s-au adunat. Toate constrângerile au făcut să nu există viață socială și atunci banii s-au tot adunat până în clipa în care zăgazurile s-au deschis și atunci a apărut inflația. Inflația n-a fost provocată de războiul cu Ucraina, ci a fost generată de această atitudine greșită de a crea constrângeri atunci când nu era cazul. Iar criza energetică este și ea o consecință a acestei, nu uitați, la noi au crescut prețurile înainte de războiul cu Ucraina. Da, și războiul cu siguranță. Iar războiul cu Ucraina este rezultatul incapacității marilor puteri de a avea o strategie pe termen lung și de a putea să înțeleagă că nimeni nu câștigă tot și că trebuie să cedezi la rândul tău și fiecare trebuie să înțeleagă că nu i-ar conveni ca celălalt să-i pună rachete la frontieră, că așa s-a întâmplat în 1962, dar atunci americanii și rușii, în mod ciudat, au fost mai maturi decât acum și până la urmă au deblocat acea criză care risca să se transforme într-un nou război. Ceea ce sper că s-a întâmplat și acum, fiindcă... Ar fi trebuit să se întâmple și acum, nu numai că nu se întâmplă, dar văd că în continuare se asmut unii pe alții și chiar nu înțeleg de ce și unde vor să ducă lucrurile astea. Un singur lucru să-ți spun în privința asta, și războiul cu Ucraina are mari săi câștigători. Uite-te doar la cheltuielile pentru înarmare, până și Germania a ajuns să creadă în asta, ca să nu mai vorbim de faptul că au ridiculizat politicile de mediu pe care le cultiva Europa de mult. Eu am ales să mă întâlnesc acum cu toți colegii mei din ALDE, din întreaga țară. Foarte interesantă observația. Revenim acum la politică, da. Vă propun. Așadar, dreapta. Domnule Vosganian, PNL la ora actuală, unde și-a pus amprenta asupra guvernării din punctul dumneavoastră? PNL a pierdut orice legitimitate ideologică. În clipa în care acum câțiva ani era în fruntea revoltaților, protestatarilor împotriva PSD, pe care de la aluziile și sexuale până la imprecațiile publice l-a făcut în fel și chip și a ajuns după aceea să lustruiască clanțele la PSD ca să rămână la guvernare, el s-a delegitimat istoric. Va trebui să treacă ceva vreme ca să ne putem convinge că PNL este capabil... Deci vreau să spuneți că trebuie să rămână cu USR-ul. PNL trebuia să guverneze așa cum a primit de la electorat mandat și mandatul a fost PNL-USR. Au fost două partide imature la USR. Înțeleg că este un partid imatur pentru că este un partid încropit care s-a format foarte repede cu o proveniență suspectă a membrilor și cu o dependență suspectă de structuri care nu se văd. USR, dacă mâine avem pană de curent, își încetează activitatea. Problema este că PNL a devenit un fel de USR, pentru că generația care conduce astăzi PNL nu mai are legături cu cea pe care o reprezentau la dumneavoastră în Ploiești, de exemplu, Mircea Ionescu Chintus, dar și alții. Eu mi-aduc Patriciu, Dumnezeu să-l ierte. Eu mi-aduc aminte când am intrat în PNL din Uniunea Forțelor de Dreapta, ăla partid, din păcate, n-aveam Facebook pe vremea aia, mă uitam în jur, împreună cu Adrian Iorgulescu, colegul meu. Era Stolojan, Patriciu, Tăricianu, Mona Muscă, George Flutur, Paul Păcuraru, Giuvara, Bărăceanu Stolnici, Valeriu Stoica, Mihai Răzvan Ungureanu, Adrian Cioroianu, atâția alții. Și unde sunt? Uitați-vă acum în jurul dumneavoastră. Partidul Național Liberal nu are lideri. Dacă a ajuns acest partid să aibă președinți care fiecare are nevoie de derogare, pentru că nu are vechime în partid, înseamnă că este un partid de conjunctură acum. Nu vreau să zic chiar de impostură, pentru că mai am destui prieteni în Partidul Național Liberal, dar este într-o improvizație care, repet, îl delegitimează
politic. Și poate fuzionați, să nu vă supărați viitorii cu de la unde, poate fuzionați și să nu vă supărați viitorii colegi. Vă spun ceva deschis. Eu n-am ieșit din ALDE. Am zis că eu nici din PNL n-am ieșit. Am fost obligat de Vasile Blaga și de toată presiunea din Partidul Democrat, iar Alina Gorghiu, care era președintă pe vremea aceea, Varujan, dacă ne iubești, pleacă. N-o strimă solicitare. Și eu am trimis o demisie în care am spus: eu sunt membru PNL, dar mă văd nevoit să părăsesc noul PNL. Deci eu am plecat din nou PNL. Sper ca PNL-ul, împreună cu ALDE, să fie refăcut într-o bună zi. În clipa în care colegii mei au decis să înceapă negocierile de fuziune cu PNL, eu m-am retras discret. N-am plecat din partid, dar m-am retras și le-am spus că dacă fac fuziunea cu PNL, le urez succes să plece cu vasul, eu rămân pe punte. De ce? Fiindcă actualul PNL ca fiind acel nou PNL? Fuziunea lui ALDE cu PNL va fi la fel de roznică și va arăta vreun rezultat, așa cum e când torni apă cu găleata în fântână. ALDE se va disipa, va fi aglutinat, așa cum PNL a fost aglutinat de Partidul Democrat, așa și ALDE va fi aglutinat de acest nou PNL, în care Partidul Democrat, care era un partid clădit pe interese mult mai reale, era un fel de cameră de comerț în politică, și de aceea a și rămas unit, spre se vede PNL, care vede ce spectacol e aici la Ploiești, v-aș invita și la mine la Iași să vedeți și acolo că cel mai mare adversar al primarului PNL este președintele Consiliului Județean PNL, așa se întâmplă și aici PSD stă și se uită, dă din mâine așa și se uită ca la spectacol cum primarul și președintele Consiliului Județean amândoi PNL se ceartă unul cu altul. PSD românii vor vota iar rău cel mai mic, vor vota iar contra, nu pentru? Eu manifest, vă scurt, eu sunt aici ca să sugerez românilor să voteze ALDE, știu. Știi ce se întâmplă? Noi ALDE am fost victime colaterale ale unei campanii de demonizare a Partidului Social. Ce nu are ALDE la ora actuală? Ce îi lipsește? Lui ALDE îi lipsește în clipa de față conștiința misiunii sale. Din cauza faptului că firmele de sondare a opiniei publice ne-au ignorat în ultima vreme, din cauza mesajelor publice confuze care s-au dat, membrii ALDE, liderii noștri din județe, nu știu exact dacă ALDE mai există și ce trebuie să facă. Și atunci mesajul pe care îl dăm și de aici, de la Ploiești, l-am dat cât se poate de vigoros, este că ALDE există, sunt județe cum e Prahova, în care ALDE contează în cortexul politic și joacă un rol în politică, și eu le-am propus colegilor mei, care de fapt le-am propus doar pentru că eu am vorbit primul, dar ei gândeau ca și mine că trebuie să facem un congres în toamna acestui an, să stabilim o strategie pe termen scurt până la primăvară, pentru că această iarnă va fi o provocare, mai ales pentru partidele care guvernează și care acum sunt foarte comode, că nu prea mai au opoziție, și să creăm o listă de priorități pentru ca ALDE să existe. Să existe singur, să existe într-o formulă de coaliție mai largă, dar oamenii să rămână în ALDE, pentru că România are nevoie de acest partid ALDE, care are, dacă socotim liderii săi, rezonanță în istoria recentă a României. Domnul Tăriceanu ce mai face din punct de vedere politic? Domnul Tăriceanu a fost foarte mult lovit în ultimii ani și pe nedrept, și a socotit că nu vrea să abată asupra partidului aceste probleme și ne-a spus că așteaptă întâi să-și rezolve ambele probleme. Rezolvat. Una a rezolvat, a mai rămas una, sper să o rezolve și pe aceea, și atunci noi o să-l așteptăm împreună. Pe scandal, dacă va fi congresul pentru funcția de președinte, vă gândiți la modul serios? Fiindcă și noastră știți foarte bine că în România românii votează și lideri. Am să spun nu prea există partide fără lideri. Eu, după ce am plecat atunci din Partidul Național Liberal în februarie 2015, m-am retras oarecum. Pe urmă am văzut că a făcut Călin Tăriceanu partidul ALDE. Și am avut o mică ezitare dacă să mă reîntorc, dar când am văzut că Dacian Cioloș este cel care vine pe cal alb și care semnifică puritatea în politică, m-am întors. De ce? Să vă spun de ce.
Eu am fost și eu la rândul meu lovit și destul de dur într-un moment în care aveam multe proiecte pentru România. Pe unele rezolvase, cum a fost să salvez Old Chimu, dar altele erau în curs. Mi s-a înscenat o cercetare pe motiv că aș fi dat un bonus firmelor de, care produceau îngrășăminte chimice. Și ele și-au revenit atunci, gazul ajunsese la niște valori mari, petrolul era $150 barilul, mult mai mult decât acum. Și după 6 luni, Tacian Cioloș mi-a spus, mai prelungește 6 luni, pentru că a fost foarte bine pentru fermieri. Și m-a spus că am rezolvat problema. Și atunci s-a dus el în ședința de guvern și a mai prelungit el 6 luni, până când a preluat-o Videanu. Și zic, stai puțin, adică eu am făcut-o și am toată problema asta, iar Tacian Cioloș, care a făcut-o și el, este, vine pe calul alb. De unde mi-am dat seama că în politică contează mai mult ce faci, ci de partea cu ești. Și m-am reîntors. Și Călin Tăriceanu m-a întrebat și ce funcție vrei, Călin. I-am zis, nu vreau nicio funcție. Funcția mea e numele meu. Chiar nu vreau nicio funcție. Și am intrat așa și până la urmă Călin m-a invitat la ședințele de partii și până la urmă m-a făcut vicepreședinte așa, fără ca eu să o cer. Așa spun și aici în ALDE. Eu ofer ALDE numele meu, expertiza mea și capacitatea mea de a da încredere altora. Mai este loc pe partea dreaptă, fiindcă sunteți acolo destul de mulți. E o concurență și Dobzu, fostul președinte PNL, și-a făcut partid. Cum vedeți? Electoratul de dreapta, pe de altă parte, eu cred că se simte dezamăgit, cu siguranță, de fapt, nu cred, la ora actuală. Sunteți destui jucat. Bine, mi-amintesc de anumite vremuri când pe partea dreaptă chiar erau mai multe partide. Dar ușor, ușor, dreapta s-a unificat și a zis să fie doar PNL-ul. Acum iar s-a spart PNL-ul ăsta, domnule Buzgănin. Nu acum, de mai mult. PNL-ul e spart în interiorul lui. Așa cum se întâmplă cu atacurile cerebrale sau cu infarcturile care lasă corpul să mai funcționeze, dar e o fisură care rămâne acolo, așa s-a întâmplat și cu Partidul Național Liberal. Este un partid în care există cel puțin două partide, dacă nu chiar mai multe partide. Cui se adresează ALDE? Cu ce se diferențiază față de PNL? ALDE, întâi de toate, că are acest mesaj național de care v-am vorbit, pe care l-a avut și în timpul guvernării PSD-ALDE. Asumat, da, în continuare. Deci, noi mergem pe linia demnității naționale, pe linia, nu a suveranismului așa cum se vocalizează astăzi, ci pe linia acestor trei piloni de care v-am vorbit. În primul rând, centrul de greutate să fie în lăuntru țării și țara să aibă instrumente de a-și acoperi deficitele din resursele interne. În al doilea rând, un loc drept pe care să-l merite printre țările lumii și în al treilea rând, o bună comunicare care se face în spațiul cultural în care să existe un parteneriat real cu cetățenii. Astea sunt în linii mari cele trei despre care aș putea să vă detaliez. Dar vedeți, eu și cu Tăriceanu am făcut asta. Când noi conduceam România și economia României, era o altă atmosferă. Oamenii nu mai vedeau România ca un spațiu al deznădejdii și al dezamăgirilor. Acum, iarăși România este. Dumneavoastră m-ați întrebat de ce se întâmplă astăzi în România. Păi, așa, se întâmplă pentru că, dincolo de această marcă pusă pe patriotism, ca venind dintr-un trecut tenebros și ești oarecum stânjenit, că ești, ai o rușine că ești patriot când vorbești despre valorile naționale, e rușine. La Sibiu nimeni nu se întreabă de ce Bruckenthal are o statuie imensă în centrul orașului, iar Șaguna are un bust stânjenit ca toate busturile triste fără brațe în fața unui liceu, un bust pe care nu-l vede nimeni. Oare chiar nimeni din Sibiu nu-și pune problema ce a făcut unul și ce a făcut altul pentru conștiința națională? Deci, ăsta este un lucru. Iar un alt lucru este, doamne, acum o să vă spun ceva care n-are unitate de măsură. Că nu măsori nici în metri, nici în kilograme. Doamne, caracterul, să ții cuvântul. Și eu și Tăriceanu suntem doi oameni la care nimeni nu poate să spună că dacă ne-am înțeles să spună un lucru, noi l-am încălcat. Dacă l-au încălcat alții, da. E important. Dacă te înțelegi cu cineva, nici nu ajunge bine la ușă și spune altceva. Sentimentul ăsta de încredere reciprocă între cel care te votează și tu care ai fost votat trebuie să revină. Încrederea în politică trebuie să se restoarcă. Acest parteneriat, care în România e adevărat că nu mai există. Votezi că trebuie să votezi sau nu te mai duci măcar la vot și după asta... Eu nu vreau să mă laud, dar știți cum e? Bunul simț e ca frumusețea. Se vede
Nu se poate, nu te poate descrie. Adică bunul simț îl vezi la oameni. Degeaba m-aș lauda eu singur, că nu i-a trebuit să mă laud. Dar dacă vă uitați, de pildă, uitați doar la un lucru. Când am lăsat eu creionul jos, România avea datorie publică 13%. Astăzi are datorie publică peste 50%. Și nu uitați, pe vremea aia PIB-ul era o dată și jumătate mai mic decât e acum. Pe vremea aceea, micile întreprinderi și marile corporații nu aveau probleme de adecvare fiscală cum se întâmplă acum. Nu aveau pe vremea aceea această stare de contrarietate, de crispare. Pe vremea aceea, oamenii din Ploiești nu se gândeau când o să aibă apă caldă. Și contextul de așa natură acum. Nu mai vorbiți de context, că contextul pentru noi numai bun să îmbogățească. Nu vorbiți. Aceasta este concluzia dumneavoastră, concluzia apropo de mea, perioada. Concluzia mea este că oamenii care sunt... Nu, din ultimii doi ani, la asta mă refeream. Cam aceasta este concluzia. Concluzia mea din ultimii doi ani este că România este în derivă. România începe să-și reaccentueze deficitele comercial, de cont curent, deficit bugetar, își face o datorie care nu se vede nici în șosele, nici în căi ferate, nu are niciun model economic pe care să-l urmeze, iar mediul politic este într-o stare de imponderabilitate în care cei care fac opoziție și numesc aici USR și AUR nu au o viziune consistentă cu care să înlocuiască ce se întâmplă. Există marele pericol pentru România ca această coaliție să perpetueze. Perpetuarea acestei coaliții ar însemna așa, că fiecare poate să facă ce prostii vrea, pentru că știe că n-are cine să-l în lipsa contrazică. Unei opoziții. Da. Vă mulțumesc mult de tot, vă reașteptăm aici, vă așteptăm oricând aici la proces verbal. Așadar, ALDE trăiește și nu numai că trăiește, spuneți dumneavoastră, va prinde aripi. ALDE va da, n-aș vrea să prindă aripi, aș vrea să fie puternic ancorată în realitate. Dar o să mă refeream în sondaje, da. O să ne reîntâlnim în această toamnă, poate cu prilejul congresului pe care îl vom avea și poate și cu prilejul unei adunări mai ample pe care o vom face cu aleșii noștri locali și cu membrii din organizații noastre care au sarcina ca până la primăvară să acopere partea din județ care nu este încă acoperită, care este, din fericire, nu prea mare. Deci veți reveni în prim plan. Vă mulțumesc că mă refer în presă, mă refer pe social media și mai departe, în prim plan, în atenția publică. Vă mulțumesc, domnule Varujan Văzganian, pentru participare. Vă doresc o seară bună. Aici punem punct primei părți a emisiunii. Ne vom reîntâlni, dragi prieteni, după publicitate.